Cristian Popescu este omul politic care a ratat toate tentativele de a deveni primar al unui sector din București. El a vizat mereu sectorul 2, sector în care locuiește și în care o vreme, când era la liberali, a și condus organizația liberală a demisionat din Partidul Național Liberal, supărat că nu a fost pus candidat tura trecută și a trecut la PSD. Acum ce face? Demisionează și din PSD că nici PSD-ul nu l-a pus candidat.